Dar o să vă spun în general că acești martori probabil trebuie investigați ei însuși privind acțiunile lor care le-au săvârșit. Ei mai puțin incriminează domnul Vlad Filat, ei mai mult se auto-incriminează prin ceea ce au făcut ei. Spre exemplu, unul din martori astăzi a recunoscut în fața instanței că în complicitate cu Șor au organizat transferul banilor prin diferite bănci în așa fel încât banii să ajungă la destinație finală în cât mai scurt timp posibil. Și evident că aceste mijloace bănești erau destinate pentru Elon Șor. Până în ziua de astăzi nu a fost demonstrat că Vlad Filat ar fi beneficiat de aceste resurse.